În timp ce forțele ruse țineau sub asediu orașul Mariupol și ploua cu rachete zilnic, un ucrainean a intrat în oraș de 6 ori pentru a evacua civilii. A scăpat cu viață și a evacuat 200 de ucraineni, cu toate că Dubasa Roșie a fost aproape distrusă. Ucraineanul, în vârstă de 36 de ani, fost patron al unui club de noapte din Mariupol, a spus că a evacuat peste 200 de persoane în cele 6 călătorii periculoase ale sale. Rusia a pretins săptămâna trecută că a preluat controlul asupra Mariupolului, distrus din cauza bombardamentelor, dar afirmația a fost negată de Ucraina și de Occident. Încercările repetate de a înființa coridoare umanitare au eșuat, așa că ajutorul venită de la oameni, a venit ca un colac de salvare pentru civilii înfometați. Autobuzul său, pe care l-a cumpărat cu ajutorul financiar din partea prietenilor săi, special pentru evacuări, a avut parbrizul, 3 geamuri laterale și o ușă laterală distruse într-o grevă. Când intra în oraș, acesta spune că încerca să nu se uite la cadavrele de peste tot sau la rămășițele carbonizate ale vehiculelor pentru a nu ceda psihic. Cel mai înfricoșător era când se făcea liniște. Odată a fost liniște timp de 8 ore. Ne-am gândit, asta e, s-a terminat, a mai povestit ucraineanul.